cartofi prăjiți ca la McDonald's. Chiar mai delicioși. Vom avea nevoie de cartofi froz, vom sculpta din fiecare cartof un paralelepiped. Această acțiune este necesară pentru a obține niște forme ideale. Astfel, cartofii se vor primi identici ca formă, ca lungime și ca grosime. Vă spun, această rețetă este ideală. Nici la McDonald's nu veți găsi așa cartofi. Lăsăm în apă rece 10 minute, fierbem un minut, lăsăm să se usuce, adăugăm amidon de porumb, amestecăm bine, îi punem în congelator pe 30 de minute. Prăjim în ulei 3-4 minute, îi scoatem, lăsăm să se răcească, rămâne să-i prăjim până formează o crustă aurie. Adăugăm puțină sare. Sunt gata! Savurați cu plăcere! Sunt extraordinari!